Salutare tuturor! Deoarece peleții sunt tot mai solicitați pe piață, avem plăcerea astăzi să vă prezentăm gama centralelor cu peleți ale producătorului italian Clam Energy System. Vorbim de trei modele, deci de trei puteri, 20 de kW, 26 de kW și modelul de 34 de kW. Vom intra un pic în amănunte și în detaliile acestor echipamente. Vorbim de echipamente din gama A+, clasa energetică A+, echipamente green, a căror randamente ajung până la 96%. Toate aceste echipamente au instalat totul de serie la bordul lor, sunt complet automatizate, deci în comparație cu acele cazane pe pelleți care le găsim în piață, acestea au totul de serie montat la bordul echipamentului. Deci vorbim despre un exhaustor, deci este acel component care ne dă nouă fumul afară din camera de combustie. Vorbim despre un prezostat de siguranță, acel component care ne garantează nouă siguranța de funcționare a echipamentului și ne controlează tot timpul depresiunea în coșul de fum. Aceste echipamente fiind green, avem instalat de serie la bordul acestora un prezostat diferențial care ne măsoară nouă oxigenul care ne intră în camera de combustie în funcție de presiunea atmosferică, optimizându-ne combustia și reducând la minim noxele. Haideți să intrăm un pic în detaliu să înțelegeți mai bine aceste produse. Toată gama echipamentelor noastre cu peleți, deci centralele TEC, sunt controlate de serie de utilizatorul final direct din telefon. Deci ne adresăm publicului, clientului final, cu un controller Wi-Fi care vine conectat la rețeaua internet a locuinței, iar cu ajutorul unei aplicații Forit, utilizatorul final poate gestiona echipamentul direct din telefon. Asta este un lucru foarte simplu și un lucru care ne ajută pe noi foarte, foarte mult la gestiunea acestor echipamente. Display-ul centralei este deja setat în limba română, deci avem deja limba română setată, astfel încât utilizatorul final să poată face toate setările asupra echipamentului direct pe limba noastră. Cum bine vedeți, centrala are o ușă de protecție, o ușă care la rândul ei este căptușită cu fibroceramică, astfel încât căldura să fie menținută cât mai mult în corpul centralei. Ușa camerei de combustie are o căptușală cu material refractar, iar în interiorul camerei de combustie avem arzătorul din fontă, unde ne cad nouă peleții, iar sub arzător avem bujia care nu face altceva decât să ne ajute pe noi la pornirea echipamentului, nu face altceva decât să dea foc peleților. În camera de combustie sub arzător avem un cenușar cu un spațiu generos, astfel încât în acel cenușar, în funcție de model, să avem o autonomie de până la 2 săptămâni, astfel încât să nu trebuiască ca acest cenușar să-l golim în fiecare zi. Mentenanța acestor echipamente este foarte, foarte simplă. Având aceste echipamente, având un coș de fum doar de 100 de mm în diametru și datorită randamentului, așa cum am spus mai înainte, de până la 96%, aceste echipamente au gazele, deci gazele de ardere, le au la temperaturi foarte, foarte scăzute, deci dacă vorbim de echipamentul acesta care are 20 de kW, la putere nominală, temperatura gazelor la putere nominală este de 130 de grade. La modelul de 26 de kW, temperatura gazelor la eșapare, la puterea nominală, suntem undeva la în jurul la 190 de grade. Deci asta ne face pe noi să obținem un randament foarte, foarte mare în urma combustiei, iar acest randament să îl transmitem în camera de ardere, să îl transmitem agentului
termic. Gestiunea centralei este făcută în mod automat de placa electronică prin intermediul display-ului, prin intermediul aplicației Forit care noi o avem pe telefon. Placa electronică, vorbim despre o placă electronică multifuncțională, ea de serie ne poate controla o eventuală centrală pe gaz prezentă pe instalația hidraulică a locuinței, ne poate controla pufere, boilere de acumul, panouri solare și alte componente care pot duce un aport încălzirii locuințelor. Placa electronică este de serie, situată pe partea dreaptă a echipamentului. Vorbim despre un component foarte, foarte afidabil, deci din 2005 trimitem aceste echipamente în România, iar electronica are o afidabilitate foarte, foarte mare. Placa electronică ne gestionează nouă toate fazele combustiei. Deci ce se întâmplă în momentul când noi apăsăm tasta on-off din display sau din aplicația noastră de pe telefon, echipamentul intră într-o fază de check-up, deci își controlează toți senzorii, controlează coșul de fum să vedem dacă este liber, dacă nu avem obstrucții în coșul de fum, după care centrala intră în faza de lucru normală, rămâne în aprindere. Ce se întâmplă în acel moment? Exhaustorul, acel component care ne dă nouă gazele afară din camera de combustie, el se învârte la o turație variabilă. În acel moment, bujia, deci rezistența electrică ce va da foc peleților va rămâne sub tensiune. Vorbim de o bujie de înaltă calitate, o bujie pe cristale de cuarț, deci astfel încât să devină incandescentă la 1000 de grade în foarte puține secunde. În acel moment, bujia devine incandescentă, ne cade nouă pelet în arzătorul situat în camera de combustie, acel jet de aer va da foc peleților, va crește temperatura în camera de combustie, iar senzorul situat lângă exhaustor, senzorul care ne citește nouă temperatura gazelor de admisie, acel senzor în momentul în care depășește valoarea de 50 de grade, trimite un impuls plăci electronice care la rândul ei ne comunică pe display că suntem deja într-o altă fază de aprindere, suntem deja în stabilizare, deci am atins cele 50 de grade pe evacuarea gazelor, deci intrăm într-o altă fază de combustie. Această fază de combustie va dura atâta timp cât fumul nu va depăși valoarea de 75-85 de grade. Atins această temperatură, echipamentul ne intră în faza normală de lucru, iar logica lui de funcționare este aceeași ca și a centralelor în condensație pe gaz, astfel încât el pornește la o putere minimă, deci la treaptă minimă, iar încet încet se duce la putere maximă, astfel încât să optimizeze combustia și să nu ne înfunde nouă arzătorul din camera de combustie. Odată trecut de valoarea de 75-80 de grade, echipamentul ne trece, trecându-ne nouă în fază normală de lucru, ridică temperatura, deja temperatura agentului termic din camera de combustie, iar în momentul în care temperatura agentului termic din centrală citită de sonda de temperatură a agentului termic prezentă de serie la bordul echipamentului, în acel moment, odată atinsă temperatura de 55 de grade, pompa de circulație electronică pornește automat. Vorbim de o pompă de circulație Vilo, o pompă de circulație de 3,5 metri cubi oră cu o prevalență de 7,5 metri cu turații variabile. Deci, în momentul în care noi am depășit temperatura agentului termic din centrală de 55 de grade, începem să trimitem apa către calorifere sau către un eventual pufăr de
de acumul. Placa electronică știe să gestioneze și sondele NTC, acele sonde de temperatură necesare gestionării pufărelor de acumul, astfel încât în momentul în care noi conectăm acea sondă NTC la placa noastră electronică, din display îi spunem echipamentului că va lucra cu un pufăr de acumulare, iar automat vom vizualiza temperatura pufărului direct din display-ul nostru. Acolo putem face anumite setări, astfel încât istereza pufărului să ne o reglăm singur. Deci vorbim de echipamente performante, echipamente care oferă utilizatorului final o serie de oportunități de funcționare, astfel încât să optimizăm pe cât se poate de mult combustia și să obținem un randament foarte, foarte mare. Detașând carterul lateral al centralei, avem, cum bine vedeți, în partea de jos vasul de expansiune închis, deci de serie la bordul echipamentului. Aici vreau să vă fac o mică precizare, atenție foarte mare. Acest vas de expansiune are rolul de a prelua dilatația termică din interiorul centralei noastre. Asta nu înseamnă că poate prelua dilatația termică a întregii instalații hidraulice a casei. Deasupra vasului de expansiune avem placa electronică, aici avem cablul manometrului analogic, deci este componentul care ne citește nouă presiunea. Sub vasul de expansiune avem un manometru digital care și el la rândul lui ne citește presiunea din centrală și ne o comunică pe display sau direct pe telefonul nostru mobil. Aici avem senzorul de temperatură, deci sonda ce ne citește nouă temperatura agentului termic din centrală. Acesta este cablul display-ului, iar acesta este sonda supapei cu termostatul de siguranță cu rearmare manuală. Rearmare care noi o găsim în spatele echipamentului. Deci acestea sunt toate componentele de pe partea laterală. Garanția acestor produse este de 24 de luni pe toată componentistica electronică sau electromecanică și de 5 ani pe corpul centralei. Oferim utilizatorilor finali o asistență tehnică fără egal pe piață, deoarece toate aceste echipamente, toate centralele noastre cu peleți, toate echipamentele noastre cu peleți sunt conectate, dacă sunt conectate la internet, sunt mereu pe serverul nostru al producătorului, iar dacă aceste echipamente necesită mici ajustări, reglări, nu trebuie să mergem acasă la utilizatorul final, deoarece vorbim de un echipament super performant, iar această asistență de la distanță ne permite să ne distingem în piață. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!